Social-democratul Ion Lorin Urcaciu se întoarce în Consiliul Județean. Aflat pe poziția 23 pe lista PSD pentru alegerile locale din iunie 2016, Urcaciu revine în legislativul județului la aproape un an de la scrutin. El va prelua mandatul vacant al colegului său de partid, Ion Câmpeanu, care a fost numit în aprilie secretar de stat în Ministerul Mediului. Urcaciu a mai fost consilier județean în mandatul 2012-2016. Inițial candidat pe listele PNL, însă ulterior a intrat în PSD, beneficiind de ordonanța Dragnea, care a permis migrarea politicienilor dintr-un partid în altul. Validarea noului său mandat va fi discutată în ședința Consiliului Județean de pe 17 mai. În cadrul aceleiași întruniri, Urcaciu va prelua și calitatea de membru deținută până acum de Câmpeanu, respectiv în Comisia Juridică, Ordine Publică, Drepturile Omului și Libertăți Cetățenești, în Comisia pentru Tineret, Sport și Turism și în Comisia pentru Dezvoltare și Relații Externe.